Înviera ta, Hristoase, Mântuitorule, Îngerii o laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește. Cu inimă curată să te slăvim. Omul a îmbrățit după glava, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Porțile cele de aramă zdrobindu-le și încuietorile iadului sfărâmându-le, ca un Dumnezeu atotputernic, neamul omenesc cel căzut l-a înviat. Pentru aceasta și noi cu un glas să zgrăim, Cel ce ai înviat din morți, Doamne, slavă Ție! Pentru că a întărit lumea care nu se va cânti din stricăciunea cea de demon, prin Hristos să ne îndrepteze. Pe cruce s-a pironit și în groapă a fost pus, pe care mironosițele femei cu lacrimi căutându-l plângând grăiau: Vai nouă, Mântuitorul tuturor, cum ai primit să te sălășluiești în groapă? Iar voind să te sălășluiești, cum ai fost furat, cum ai fost mutat și care loc a ascuns trupul tău cel de viață purtător? Și stăpâne, precum ai făgăduit, arată-te nouă și fă să înceteze de la noi tânguirea cea de lacrimi. Dar plângând ele, îngerul către dânsele a grăit: Încetând voi plângerea, spuneți apostolilor, a înviat Domnul, dăruind lumii curățire și mare milă. Zitale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile, răstignindu-te precum ai voit, Hristoase, și moartea cu îngroparea ta prădând, a treia zi ai învins.